Dragilor, îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă simt bucuros să fiu împreună cu voi în seara asta și știu că orice moment și orice seară în care suntem și sunteți împreună aici e un beneficiu pentru sufletele voastre și pentru viețile noastre a celor care suntem prezenți. Îmi doresc din toată inima ca și în această seară Dumnezeu să fie acela care să vorbească în continuare inimilor noastre. Și voi ziceți tare amin. Amin. Ăsta nu-i slogan pastoral penticostal. Nu zic asta că așa se încep predicile. E pur și simplu dorința inimii mele. Dumnezeu să îi binecuvinteze și pe cei care au slujit până aici. Mă, chiar dacă trebuie să stau cu spatele la voi, să știți că am o admirație maximă pentru voi și pentru slujirea voastră. V-am văzut, acum eu în seara asta o trebuit să mă pliez cu tema sezonului vostru și trebuie să vă mărturisesc faptul că atunci când am văzut tema pe care voi ați ales-o pentru acest sezon și anume maturitate, știi ce m-am gândit? Păi îți dai seama ce fac ăștia la finalul acestui sezon? Ce minuni fac ei la final? Că momentul în care ajungi la maturitatea cerută de Dumnezeu, uitați-vă în Scriptură și veți găsi oameni maturi, spirituali, care au fost folosiți de Dumnezeu într-un mod extraordinar. Și m-am pliat cu tema voastră în această seară și am să vă vorbesc despre un subiect important pentru noi și anume despre dreptatea lui Dumnezeu. Am să vă citesc un verset din Apocalipsa, capitolul 16, cu versetul 7 și acest cuvânt al lui Dumnezeu spune așa: și am auzit altarul zicând: da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Amin. V-am văzut cu cât entuziasm, sau am simțit cel puțin entuziasmul pe care l-ați avut în momentul în care a trebuit să rostiți o binecuvântare sub o formă de proclamație și să spuneți celui de lângă voi: Dumnezeu este cu tine. Bă, și binecuvântări din astea să te primești. Dumnezeu este cu tine. Tu tremuri din toate încheieturile ca examen. Bă, și se găsește unul și vine să zice: Dumnezeu este cu tine. Bă, parcă te-ai mai liniștit un pic. Bă, parcă, știi, tu pleci la examen cu dorința să iei măcar un 9, dar tu nu știi nici măcar de 5. Și vine unul și zice: Dumnezeu este cu tine. Știi care e prima reacție? Bă, tașcă și un 7 dacă iau, e bine. La un moment dat, oamenilor le plac astfel de proclamații și astfel de binecuvântări. Dar ce ați fi zis dacă ați fi fost puși în seara asta să rostiți celui de lângă voi în felul următor: să vină dreptatea lui Dumnezeu peste tine? Bă, să-i zici la ăla de lângă tine, să te întâlnești cu el, să-i spui: auzi, vreau să îți las un gând astăzi, care? Să vină dreptatea lui Dumnezeu peste tine. Știi care ar fi prima reacție? Bă, auzi, n-ai treabă. N-ai putea să mă ocolești. Bă, nu veni cu din astea, că eu mă duc la examen. Și tu vii să spui să vină dreptatea lui Dumnezeu peste mine? În schimb, vreau să vă provoc încă de la început să activați atenția. Doi, să nu vă pripiți până la finalul predicii. Mai apoi să trageți o linie și veți vedea că la final vom putea să zicem împreună, din toată inima, să vină dreptatea lui Dumnezeu peste noi. Avem o gravă problemă a generației noastre că deseori anumite aspecte foarte importante le înțelegem foarte greșit. Și le pierdem esența, le pierdem beneficiile în momentul în care ne uităm la anumite lucruri prin mintea asta umană, prin ochii ăștia firești, prin sentimentele astea copleșite de firea pământească. Și nu ne mai uităm la lucrurile profunde a lui Dumnezeu, prin Dumnezeu, prin Scriptură, prin ceea ce Dumnezeu vrea să așeze în inimile noastre. Lucruri importante care de fapt ne maturizează, nu le mai putem vedea la adevărata lor valoare și așa cum sunt ele. Și pierdem.
Au pierdut generații la rând din păcate, pentru că au luat lucrurile foarte superficial. E o durere a inimii mele și vă rog, mie îmi place mult cântarea, îmi plac mult momentele de închinare. De o durere a inimii mele, din punctul meu de vedere, deseori, între noi, așa, vorbind la plan general, timpul de închinare, de rugăciune, de cântare, e luat cu superficialitate. Și ar spune cineva, nu e adevărat, eu pun acolo toată inima mea, nu mai văzut. Băi, eu nu știu ce pui, ce nu pui, eu spun ce se simte la plan general. Pentru că în viață, când iei lucrurile lui Dumnezeu la greutatea lor, la adevărata lor valoare și începi să le judeci așa cum Dumnezeu vrea, să le trăiești așa cum Dumnezeu vrea, să le percepi așa cum Dumnezeu vrea, începi să ai parte de câteva beneficii extraordinare. Și am să vă vorbesc în această seară despre dreptatea lui Dumnezeu, sub care trebuie să ne așezăm toți. Dacă cineva nu are disponibilitatea să se așeze sub dreptatea lui Dumnezeu, să nu se aștepte la maturitate, să nu se aștepte la momente glorioase, să nu se aștepte la momente mărețe, să nu se aștepte la momente extraordinare. Numai că una din problemele generației noastre, dacă îmi permiteți să rămân tot aici, e că dreptatea lui Dumnezeu, am înțeles-o foarte, foarte greșit, extrem de greșit. Dreptatea lui Dumnezeu e deseori asociată cu duritate. Că de-aia ați făcut fețele alea când v-am zis să proclamați la unul cu care vă întâlniți să vină dreptatea lui Dumnezeu peste el. Pentru că noi asociem dreptatea lui Dumnezeu deseori doar cu duritate. Asociem dreptatea lui Dumnezeu doar cu focul ăla mistuitor care te-o prăpădit. Asociem dreptatea lui Dumnezeu doar cu momentele alea în care te fac ce praf, în care te șterge de pe fața pământului. Ne uităm la, și spunem, bă, la potop, când Dumnezeu a hotărât să vină potop, acolo a fost dreptatea lui Dumnezeu. Când ne uităm la Sodoma și Gomora, mintea umană spune, bă, a fost dreptatea lui Dumnezeu. Nu cred asta. Dintr-un anume punct de vedere, dacă vreți totul să luăm cumva, să merg, bă, au fost o dreptate acolo. Dar dacă privim lucrurile doar prin prisma asta, înțelegem într-un mod greșit dreptatea lui Dumnezeu și cum se manifestă ea. Hai să vă citesc câteva cuvinte din Scriptură. Și ascultați, Psalmul 71 cu versetul 2. Voi sunteți tineri foarte deștepți, îl analizăm împreună și ascultați. Scapă-mă în dreptatea ta și izbăvește-mă. Pleacă-ți urechea spre mine și ajută-mi. Auziți ce zice Biblia? Scapă-mă în dreptatea ta și izbăvește-mă. Adică, Doamne, eu mă încred în dreptatea ta, mă raportez la dreptatea ta și îmi doresc ca dreptatea ta să fie în viața mea, pentru că dreptatea ta mă poate scăpa. Dacă privim dreptatea lui Dumnezeu prin ochii ăștia umani, prin ce v-am zis mai devreme, că o asociem doar cu duritatea, cu focul mistuitor, ia spuneți-mi, care ar avea curajul să se roage, scapă-mă prin dreptatea ta? Care ar scăpa? Care dintre cei care suntem aici ar scăpa? Niciunul. Care suntem atât, care ne putem da atât de drept și de sfinț și să spunem, Doamne, scapă-mă în dreptatea ta? Ascultați-mă bine, nimeni. Pentru că psalmistul când a scris cuvântul ăsta nu înțelegea dreptatea lui Dumnezeu doar în forma asta și prin forma asta că e ceea ce te prăbușește și dă cu tine de pământ și nu te mai ridici niciodată. Ascultați un alt verset. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc. Psalmul 85 cu 10. Fiți atenți. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc. Dreptatea și pacea se sărută. Adică unde-i dreptate, indiscutabilă și pace. Dacă dreptatea lui Dumnezeu coboară, dacă omul lasă și se pune sub dreptatea lui Dumnezeu, în viața acelui om, obligatoriu coboară pacea. Pentru că, ascultați-mă bine, vorbim aici și eu o să repet deseori sintagma, dreptatea lui Dumnezeu, nu dreptatea noastră umană, dreptatea lui Dumnezeu. O, de câte ori greșim că îl punem pe Dumnezeu. Eram la un moment dat în Israel și unul din ghizi, un ghid de acolo, Fred, un om excepțional, zice către mine, Malin, hai să spun ceva. Știi care e marea problema voastră a românilor? Care, Freddy? O zis, voi l-ați luat pe Iisus Hristos, l-ați dus în România, i-ați dat cetățenie română, l-ați făcut român și voi credeți că e de-al vostru, gândește ca voi, cântă ca voi, se roagă ca voi, face totul ca voi. Voi aveți impresia că e român, dar nu e din România, au zis. S-a născut aici, evreu, evreu a rămas, evreu a murit, să țineți minte asta.
Pentru că deseori noi ca și oameni nu lăsăm Scriptura să ne vorbească, nu lăsăm Biblia să deslușească anumite aspecte. Deseori mintea noastră, mediul înconjurător, ceea ce noi am trăit cândva, ceea ce ne-a spus cineva cândva, la un moment dat pune o amprentă atât de puternică peste mintea noastră și dacă toate alea nu bat în Biblie, foarte multe lucruri le înțelegem foarte greșit. Ați văzut ce frică v-a fost să vă puneți sub dreptatea lui Dumnezeu? Vreau să repet încă o dată versetul ăsta. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc. Unde? În preajma dreptății. Și unde e dreptatea, pacea indiscutabilă e acolo. Ascultați un alt verset. Psalmul 89 cu 14. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului, tău de domnie. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului. Adică dreptatea e fundamentul, e baza, e ceva statornic, de neclintit, puternic. Nu ascultați? Lângă acest ceva statornic, de neclintit și puternic, cine creează atmosfera? Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Adică acolo unde coboară dreptatea lui Dumnezeu, atmosfera este întreținută de bunătate și de credincioșie. Să nu uitați, dreptatea lui Dumnezeu e învelită în bunătate de fiecare dată. Că va veni o zi a judecății, că uneori Dumnezeu vine cu focul lui mistuitor, că va veni o zi în momentul în care nu se va mai putea face nimic. Da, nimeni nu contestă asta. Dar dreptatea lui Dumnezeu, cât omul e aici în viață, cât omul trăiește, dreptatea lui Dumnezeu e învelită. E învelită în bunătate. Un om care vrea să fie matur, să se maturizeze în fiecare zi, să fie mai matur și mai matur, destoinic pentru orice lucrare bună, are obligația să se așeze sub autoritatea și dreptatea lui Dumnezeu în fiecare zi. Ia mai ascultați un verset. Psalmul 101 cu 1. Auziți. Voi cânta bunătatea și dreptatea. Dacă dreptatea lui Dumnezeu n-ar fi învelită în bunătate, cine ar putea să cânte? Ce să cânți? Doamne, încând dezastrele. Încând când îți mai lovi, când îți mai prăbuși. Doamne, încând atunci când când toate problemele vieții mele. Serios? Bine, noi poporul român știm să cântăm doi nedejale, asta e altă poveste. Ei, vine Biblia și spune, voi cânta dreptatea. Ție, Doamne, îți voi cânta. Ce dreptate? Adică dreptatea, când e trăită, produce voie bună. Păi cântarea asta face. Schimbă sentimentele, inima. De aia să cântăm înainte de predică. Să ajungă și cuvântul ăsta direct unde trebuie. Ei, ascultați-mă bine. Dreptatea lui Dumnezeu e învelită mereu în bunătate și omul trebuie să se așeze sub dreptatea lui Dumnezeu. De ce le e frică la oameni de dreptatea lui Dumnezeu? Pentru că o înțeleg foarte greșit. Pentru că o asociază cu duritatea lui Dumnezeu. Pentru că o asociază cu trăznetul lui Dumnezeu. Pentru că o asociază cu prăpădenia lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Dreptatea lui Dumnezeu, ascultați-mă bine, e momentul acela învelit în bunătate în care atunci când omul se așează sub dreptatea lui Dumnezeu, Dumnezeu în dreptatea lui aduce claritate. Claritatea vieții tale aduce voie bună. Când nu-i clar în viața ta, când nu-i claritate, la un moment dat tu mergi hai-hui, nu te poți maturiza, Dumnezeu nu te poate folosi. Tu nu poți să vezi gloria lui Dumnezeu așa cum este ea, nu poți să vezi puterea lui Dumnezeu, intervențiile lui Dumnezeu, pentru că fugi de ceea ce te-ar cimenta mai tare în Hristos. No, acum m-ați înțeles, da? Nu vă mai e frică de dreptatea lui Dumnezeu. E învelită în bunătate. Aduce voie bună, când omul se așează sub dreptatea lui Dumnezeu, se aduce pace, când omul se așează sub dreptatea lui Dumnezeu, se aduce bunătatea lui Dumnezeu, da, merită. Na, bă, așa dreptate mai vreau și eu. Bine, încă o dată, mai vreau să mai insist aici un pic. Noi greșim. Că vorbim de dreptate și totuși mintea umană tot acolo rămâne. Ia, când vine, de exemplu, un copil acasă și zice, mami, am la engleză o profesoară baie cu dreptatea după ea toată ziua.
Ai cu dreptatea după ea. Parcă și când exprime asta, parcă și tonalitatea vocii și modul cum o exprimăm, parcă o spune mai agresiv. Mama, ai cu dreptatea după ea toată ziua. Știi care e prima reacție a părinților? Să dea pe voi, să învățați engleză. Pentru că deseori asociem dreptatea cu duritatea. Asociem dreptatea cu prăpădenia. Asociem dreptatea lui Dumnezeu cu trăznetul. Fals. Judecata e altceva. Când Domnul devine foc mistuitor, e altceva. Acum vreau să vă arăt cum se manifestă dreptatea lui Dumnezeu în viața unui om care are curajul să spună: Doamne, eu vreau ca să... La finalul predicii voi o să decideți dacă vreți să vă așezați sub dreptatea lui Dumnezeu sau nu. Și am să vă arăt cum se manifestă dreptatea lui Dumnezeu în momentul în care cineva decide să se așeze sub dreptatea lui Dumnezeu și să spuneți voi cu gura voastră, nu în dreptul altora, să ajungeți la finalul acestei predici, să zici: Doamne, lasă și peste mine dreptatea Ta. Știu că acum știu ce ziceți unii, nu zic asta pentru nimic în lume, o, poți să zici tu, pastore, ce vrei, eu numai asta nu zic la final. No, ascultați-mă, fiți foarte atenți. Unde se manifestă dreptatea lui Dumnezeu, în primul rând, Dumnezeu în dreptatea Lui întotdeauna pune eticheta corectă. Să țineți minte asta. Biblia vine și spune așa în Romani, că Dumnezeu nu caută la fața omului. Pe Dumnezeu nu-L interesează că pe mine mă cheamă Alin Nemes, că pe ăla îl cheamă altfel, că pe ea o cheamă nu știu cum, că ăla e profesor, că ăla e patron, că ăla e pastor, că ăla conduce nu știu ce mașină. Pe Dumnezeu nu-L interesează toate astea. Tocmai de aia Dumnezeul ăsta pe care noi îl avem e un Dumnezeu superb, extraordinar, pentru că nu mă duce niciodată în eroare, pentru că El nu pune etichete false. Dreptatea umană, deseori subiectivă, pune pe oameni, pe situații, pe conjuncturi, etichete foarte false. Și la un moment dat ei, după câte unul care ai tu impresia că ăla e mai cu dreptatea, dar când e coordonat de dreptatea asta umană, care știe să o joace bine, pune câte o etichetă pe el însuși, care eticheta poate nu exprimă realitatea, pune o etichetă pe alții, te uiți la câte unul, după eticheta pe care cineva pe care tu îl consideri drept a așezat-o, începi să te comporți cu omul ăla prin eticheta pe care alții o așezat-o, începi să te raportezi la el, să vorbești cu el, să nu mai dai doi bani pe el, pentru că dreptatea umană de cele mai multe ori e foarte înșelătoare. Dreptatea lui Dumnezeu, să țineți bine minte, întotdeauna pune eticheta corectă. De-aia merită să te așezi sub dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că diavolul e șmecher. Diavolul nu pune nici pe tine eticheta corectă. Diavolul vine și spune: bă, tași că ești bine, tași că mergi bine, n-ai nicio treabă. Pe eticheta ta ar trebui să scrie: Dumnezeu nu se uită la fața omului. Dumnezeu are puterea să facă o bună separare. În tot ce ești bun, Dumnezeu să spune ești bun. În tot ce nu ești bun, Dumnezeu să spună: bă, ești dezastru planetar. În tot ce ești bun, Dumnezeu nu-ți ia, că-i drept. În tot ce nu ești bun, Dumnezeu spune: vezi că aici dai cu boltă, grav de tot. Aici prăpădești viețile altora și viața ta. Dumnezeu în dreptatea Lui pune eticheta corect. Când un om se așează sub dreptatea lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu face, pune pe om eticheta corect. Și când te uiți la tine, după eticheta lui Dumnezeu dreaptă, începi să te vezi exact așa cum ești tu. Auziți ce zice Domnul Bisericii din Efes? Ascultați, Apocalipsa capitolul 2. Bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfetnice de aur. Știu faptele tale, osteniala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei ce sunt răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Ia uitați, știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dumnezeu zice: uite, ți-am pus o etichetă. Știu că tu nu-i suferi pe aia care-s mincinoși. Știu că i-ai pus la încercare și i-ai găsit cum nu trebuie. Uite, știu că ai suferit din pricina numelui meu. Știu, ai suferit și știu asta. Pe eticheta vieții tale scrie așa: bă, suferință pentru numele lui Iisus Hristos. Știu că vii la biserică. Știu că și cânți. Știu și că te rogi. Știu și că faci fapte bune. Știu că faci și lucrurile astea. Dar Dumnezeu, dacă ar fi nedrept, ar rămâne doar la laudele astea. Bă, ce bine că te am în perimetrul meu. Dar faptul că Dumnezeu e drept,
Vine și spune, știu toate astea, dar vreau să-ți mai spun ce mai scrie pe eticheta ta. Pe eticheta ta scrie mare mincinos. Pe eticheta ta scrie un bârfitor de nota 10. Pe eticheta ta scrie că deseori trăiești cu indiferență. Și spune Domnul Bisericii din Efes, dar știi ce mai scrie Biserica din Efes pe eticheta ta? Că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Bă, cum să pierzi dragostea din tâi? Că tu suferi pentru numele lui Iisus Hristos. Cum vine asta? O, dar ce analiză perfectă, ce radiografie impecabilă. Când a coborât Dumnezeu cu dreptatea lui și spune, hai să facem o etichetă așa cum trebuie ea făcută. O, am auzit deseori oameni care vin și spun, știi, eu nu spar casa nimănui. Dar eu prin natura mea de păstor evanghelist, ce fac cel mai mult, să le zic la oameni să pocăiască. Și aud de nenumărate ori chestiunea aia, da, pastore, eu n-am spart casa nimănui. Pe eticheta mea scrie familist. Pe eticheta mea scrie că am stat cu o singură nevastă toată viața. Pe eticheta mea scrie că n-am furat. Pe eticheta mea scrie că n-am bătut pe nimeni. Bă, și în primă instanță, dacă luăm doar după ideologia umană, i-aș spune, bă, prietene, ești tare. Tu ești impecabil. Nu știu de ce ai venit la evanghelizare. Ei, când același om se așează sub eticheta lui, sub lupa lui Dumnezeu dreaptă, care cântărește drept, pe eticheta multor oameni de genul ăsta scrie, deseori întoarce spatele lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, da, n-ai spart casa nimănui, ești tare. Păi drept, n-ai bătut pe nimeni în viața ta, bravo. Bă, n-ai furat. E ok, e drept, n-ai furat niciodată. Păi drept că n-ai făcut nici cu tare, nici cu tare. Dar Dumnezeu care e drept, vine și spune, da, dar tu ai o problemă. O problemă gravă, e întors spatele deseori lui Dumnezeu. Știi? E povestea aia spusă în diverse forme de păstori, de predicatori, care cum o prind. Zice că pruncul unu cânta rău, fals, ăsta zgârea pe urechi și a zis, bă, ce fals cântă ăla, opriți-l! Și când s-a întors, l-a văzut pe fiul său, zice. Că fiul său era cu ceștiu, era la pian. Băi, drept că nu prinde el toate notele, dar așa la general nu suna rău. Cam așa arată dreptatea umană. Ei, dreptatea lui Dumnezeu spune așa. Băi, drept că apasă pe clape, dar apasă rău. Simplu. Oameni buni, când oamenii fug de dreptatea lui Dumnezeu, stau cu etichete false pe ei și se văd bunii. Oh, mai există un lucru foarte ciudat. Când eu nu stau sub dreptatea lui Dumnezeu, din punctele astea de vedere, și la un moment dat mă las la etichetarea altora, și la un moment dat îi privesc pe oameni prin prisma cum i-au etichetat oameni, alți oameni, fără să fie cu dreptatea lui Dumnezeu. Eu a trebuit să-mi cer iertare de la un frate pentru că o bucată de vreme l-am privit greșit, pentru că cineva s-a încumetat să-l eticheteze după mintea lui, să mi-l ponegrească, să-l terfelească, să șteargă cu el pe jos. Și eu când mă uitam la el, nu putea să-mi treacă prin cap din cât ce mi-a zis ăla. După o bucată de vreme îmi dau eu seama că ăla nu a fost drept. Am stat de vorbă cu el și am putut să simt prezența lui Dumnezeu în omul ăsta într-un mod extraordinar. L-am luat în brațe și am zis, poți, te rog frumos să mă ierți că te-am etichetat și eu după eticheta altora? O, ce mari prejudicii aduce o astfel de situație în generația noastră. Ce mari prejudicii. Oameni buni, să țineți bine minte în seara asta. Te pui sub dreptatea lui Dumnezeu și El pune eticheta corectă pe tine. Nu-i cu căutare la fața omului. Nu zice, bă, ăsta-i pruncul lui X. Și dacă e pruncul lui X, unde-i dreptatea? Că dacă e pruncul lui cutare, să îi treci cu vederea niște treburi care sunt greșite. Unde e dreptatea? Dar de ce? Doar că îl cheamă într-un anume fel? Dar nu-i drept asta. Dumnezeu în momentul în care pune eticheta pe tine, ascultați-mă, o pune cu toate ingredientele, și alea bune și alea rele. Tu vrei să faci o salată a vieții și vrei să iasă bună și la un moment dat pui niște ingrediente care sunt necesare și niște ingrediente care n-au nicio treabă cu salata. Și la un moment dat vrei să o mănânci. E jalnică. Tu poți să pui pe acea salată o etichetă să-i spui că e cea mai bună salată din lume.
Apropo, nici salata de varză de la KFC nu mai aici a fost. Ba, am mâncat zile trecute, da. Nici alea nu mai are gust. N-ai cum să n-aibă gust la nimic. Și arată fain și eu am rămas în mintea mea cu salata de la KFC, care are gustul ăla extraordinar în sosul ăla. Mă, și m-am dus și eu cu copiii zile trecute. Tati, hai la KFC. Eu, nu că nu e așa sănătos. Hai, tati, la... numai că nu e sănătos. Hai la alt. Și la un moment dat mă duc eu cu ei și zic, nu-i nimic, eu mânc numai o salată de varză, să rămân pe sănătate curată, și mi-a părut rău toată după masa. Mă, m-a păcălit eticheta trecutului. Cândva a fost mai bună. Pentru că, oameni buni, să nu fugiți de dreptatea lui Dumnezeu niciodată. Rugați-vă și spuneți-i, Doamne, lasă dreptatea ta peste mine. Chemați dreptatea lui Dumnezeu peste voi. Pentru că în momentul ăla vă veți vedea așa cum sunteți voi. Da, zice Biblia, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. Domnul stă la ușă și bate. Știi care e partea interesantă? La toată povestea asta, din Biblie, momentul ăsta, Domnul se raporta unei biserici. Bă, nu se raportă, nu spune în versetul ăsta la ăia nepocăiți. Domnul bate la ușa inimii tale. Nu, 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 Domnul nu bate la ușa lui inimii. Ăia intră direct când trebuie. La tine bate, la ăsta care cunoști. Se raportează Domnul către o biserică și spune, ascultă biserică, eu stau la ușă și bat. M-ați lăsat afară, lăsați-mă să intru. Știi ce face Dumnezeu când intră prima dată în inima unui om? Pune eticheta corectă și arată omului cine este el de fapt. Oh, când a intrat Domnul în templu, Domnul le-a arătat ce-au făcut ei din templu și ce-ar fi trebuit să fie templu. A pus Domnul eticheta corectă și a zis, asta e casa tatălui meu de rugăciune și voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhar. Și a început Domnul să pune eticheta corectă, să le spune, asta ați făcut voi și asta de fapt trebuie să fie. Lor li se părea că e tot în ordine cât a stat Hristos afară. Pentru că atunci când nu stai sub dreptatea lui Dumnezeu și nu lași pe El să pune eticheta corectă pe tine, ți se pare că ești bun. Și se pare că nu e nicio problemă, viața merge înainte. Știi, există pasajul din Scriptură cu femeia prinsă în preacurvie. La un moment dat, acolo se dau multe explicații de toate felurile și apoi noi predicatori le căutăm și le scormonim și mai... Nu, fiți atenți zilele trecute ce m-am gândit eu. La un moment dat, zice Biblia așa, Domnul s-a ridicat de jos... Și când s-a ridicat de jos, le-a zis la cei care l-ascultau așa, cel fără de păcat să dea cel din tâi cu piatra. În momentul ăla, toată lumea și rindian au plecat. Dar Biblia face o remarcă interesantă. Au început să iasă afară începând cu cei mai în vârstă. Și cineva mă întreabă pe mine zile trecute, auzi, frate Alin, de ce crezi că au ieșit primii ăia mai în vârstă? Și am zis, bă, mă pui într-un moment delicat, că eu sunt pastor tânăr și dacă dau explicație o să zic că ăștia mai în vârstă cam ceva cu ei. Zic, e ciudat, bă, dar totuși m-am riscat să mă gândesc totuși la o explicație. Și ascultați o posibilă explicație. Au ieșit cei mai în vârstă primii pentru că Domnul prin privire punea eticheta pe ei. Și au zis, bă, noi avem 70 de ani. Păi câte am făcut noi în 70 de ani? Păi dar nu ne știm noi câte am făcut. Pot eu să ridic? Pot eu să ridic piatra? Pot? N-are rost. Hai să plecăm. Pentru că atunci când stai în preajma lui Dumnezeu, atunci când te pui sub dreptatea lui Dumnezeu, te vezi așa cum ești tu. Să nu ratați aminul. Dumnezeu să ne ajute pe toți. 2. În momentul în care coboară dreptatea lui Dumnezeu învelită în bunătate, El de aia îți arată cum ești tu, că e bun. E bun ca să poți să-ți faci analiza. Diavolul te minte. Diavolul zice, bă, tu așa că tu mergi bine. Dar tu de fapt ești dezastru planetar cu CNP-ul. Dar tu mergi înainte, zice, bă, tași că merg bine, zice. Și la te-o păcălit, o pus o etichetă, zice, salvat. Băi, eu mai văd, iertați-mă, vă rog, iertați-mă, iubesc momentele, îmi plac, îți deschizi la orice, îți foarte... Numai pentru mine uneori e foarte, foarte traumatizant când îi mai cunosc pe câte unii, așa mai dă Domnul să îi mai cunosc și mai văd că se duc așa unii și cu o oarecare aroganță în câte o biserică să botează și scrie pe el salvat. Îi dă tricoul ăla cu salvat. Bă, să obții tricoul ăla. Bă, stai un pic. Să obții tricoul ăla. Nu că vii la catechieză 4 întâlniri. Să obții tricoul ăla. Tu trebuie să dovedești, bă, salvat. Da, știi, mi-ar place înainte de moarte, când Domnul la un moment dat îi, înainte să plece din lumea asta, să nu-i mai îmbrăcăm acolo cu costumele alea de morți și cu papucii aia de carton și să punem pe oamenii care pleacă în cer să îi îmbrăcăm cu tricourile care spună salvat. Și te uiți în sicriu și vezi un om salvat care a ajuns în împărăția lui Dumnezeu.
Băi, fain că diavolul zici, bă, îmi contează ce mai trăiești tu de aici. Lasă că scrie pe tine, ai poză, mare, salvat. Băi, nu-i rău. Important e să fie și realitate. Că diavolul e foarte specializat să pune pe tine etichete. Și dacă nu e eticheta corectă, te duce în eroare. Partea excepțională și superbă la Dumnezeu, el că el este foarte, foarte drept și nu-l duce pe om niciodată în eroare. Pentru asta nu-mi vine să zic decât gloria lui Dumnezeu. 2. Când se manifestă dreptatea lui Dumnezeu, ascultați-mă bine, când un om se așează sub dreptatea lui Dumnezeu, prima dată îi arată Dumnezeu eticheta lui corectă și 2. Îi dă șansa salvării. Îi dă șansa iertării. Îi dă șansa recuperării. Nu ascultați. Merem la vreo două texte din Biblie. Prima dată, Petru. Bă, Petru s-a lepădat într-un mod foarte jalnic. Ciudat. Bă, ascultați-mă, haideți să facem o analiză a momentului. Vine la un moment dat, Petru stă de departe, se pune și el acolo și vine o slujnică. Se uită slujnica la el, ești de-a lui. Eu, bă, tași că ești de-a lui. Tași că ești de-a lui. Știi ce a făcut Petru? S-a ridicat repede și a plecat. Se întâlnește cu a doua slujnică. Îl vede a doua. Și când se uită la mai cum îl merg, bă, la care un merg acolo, ia, întoarce un pic. Tăt ești de-a lui. Ești tătă de-a lui. Bă, la omul, bă, vedeți-vă de treabă. Pleacă Petru mai departe. Ascultați-mă, și se așează între mai mulți. Și Biblia zice așa, bă, dar măcar dacă tăcea Petru din gură, că ăștia, cred că și ăsta era cu vorbărie multă. Că la un moment dat zică ea de acolo, și vorba te dă de gol. Trebuie să taci din gură măcar. Și vorba te dă de gol, zice. Petre, vorba te dă de gol, că ești de-a lui. Începe Petru în momentul ăla să se blesteme, să se jure că el nu fură, să se jure că nu e așa, să își trăiască ateismul ăla de câteva momente, să-și dovedească un oarecare ateism preț de câteva momente. Nu-l cunosc! Nu știu cine îi, habar n-am, bă, oameni buni, n-am nicio treabă cu el, asta zic atei. Eu n-am nicio treabă cu Dumnezeu, că nu cred că există. Să-ți trăiești momentele alea ciudate și extrem de ciudate și să te blestem că tu nu-L cunoști pe Fiul lui Dumnezeu, cel lângă care ai stat, ai mâncat, ai cântat, te-ai rugat și ai văzut minunile. Cu ceva timp înainte, cu scurt timp înainte, sub ochii tăi, Petre ia Domnul urechea lui Malhu de jos, îi pune urechea la loc și zice... Petre, repar încă după tine. Și tu mai apoi să te juri că nu-l cunoști, serios? Ce am spune noi în dreptatea noastră? Trăznetul lui Dumnezeu să vină, nu? Ce am zice noi? Până la un astfel de om, pentru că deseori am judecat pe unii după dreptatea noastră. Și când am judecat după dreptatea noastră, deseori scaunele scoale, că nu mai ești aici. După dreptatea noastră îi spunem, bă, ascultă-mă, la câte prostii ai făcut tu, vii și stai pe ultima bancă, ajungi la și 5 și pleci la fără 10. Nu dăm ochii, numai vii, te pocăiești atâta, nu ridici tu capul din pământ. Păi, serios? Asta e dreptatea lui Dumnezeu? Na. Care, ce-am zice noi, în momentul în care un copil ia o notă de 4, vine acasă și nici bine nu intră pe ușă și tata îi dă o palmă. Și voi ați asistat la toată scena asta. Știi ce am spune noi? Bă, nu ești drept. Nu-i corect. De ce ai dat în halul ăsta? Dar nu ești corect. Știi ce am spune acel om? Păi ce-i corect? Ce-i drept? Bă, drept este să-i dai copilului șansa să-și repare patrule. Cum? Cu 2 de 10. Asta e drept. Pentru că, dragii mei, noi de multe ori după dreptatea umană suntem oamenii cu palmele. Dumnezeu în dreptatea Lui... Atenție, învelită în bunătate, îți dă timp să te întorci. Și noi am spune, bă, Petru acum urma trăznetul lui Petru. Ar fi trebuit Petru să fie lovit. Petre, să ții minte tu și toate generațiile care mai vin că o astfel de atitudine e pedepsibilă. Că o astfel de atitudine nu se poate. Că dacă tu faci asta pentru că ai făcut asta, Dumnezeu e drept și dă cu tine de pământ. Și Dumnezeu zice, stai că v-ați înțeles greșit dreptatea. Nu, eu nu dau cheia de pământ. Dar ce faci, Doamne? Îi dau șansa pocăinței. Știți de ce vă dă Dumnezeu șansa pocăinței? Știți de ce i-a dat Dumnezeu la Petru șansa pocăinței? Pentru faptul că Petru să nu poată să spună când ajunge în cer, Doamne, n-ai fost drept cu mine, nu mi-ai dat șansa să mă pocăiesc, n-ai fost drept cu mine.
Și Domnul, ca să nu-l acuz de nedreptate, îți spune, fii atent aici, în dreptatea mea îți dau șansa să te pocăiești. Petru iasă afară și plânge cu amar. Știți care e marea durere? În stare mulți care ignoră dreptatea lui Dumnezeu. Le dă Dumnezeu timp să se pocăiască, e drept cu ei și nu mai iasă afară să plângă cu amar. Ați mai văzut voi? Voi, nu, să nu ridicați mâna. Când ați plâns ultima dată pentru păcatele voastre? Na, fiți atenți, hai să o luăm cât de direct și de serios se poate. Când ai transpirat ultima dată că ai mințit? Băi, oameni buni, suntem pe un tărâm foarte periculos. Și Dumnezeu în dreptatea lui, uite ce zice, îți dau șansa să te pocăiești, zice că-s drept, să nu mă acuzi vreodată că n-ai avut șansa să te pocăiești. Petru iasă afară și începe să plângă cu amar. Se spune despre un preot francez că la un moment dat a fost mutat undeva la țară. Când a fost mutat la țară, zice că toată Franța a devenit parohia lui. Au venit foarte mulți oameni la preotul ăsta francez să se spovedească. Și vineau două tipologii de oameni. Vinea prima tipologie și la un moment dat spunea așa: părinte, plângeau în hohote, se căiau, se bolceau. Părinte, am mințit, părinte, am mințit, fă ceva pentru mine că am mințit. Părinte, am și furat. Părinte, tu îți dai seama, am furat, părinte, am furat. Părinte, zice, fii atent, mi-am fii prieten, bă, l-am terfelit cu alții. Părinte, iartă-mă, părinte. Bă, și la un moment dat, când ăștia terminau boceala și plânsul ăla cu amar, când se spovedeau, părintele le zâmbea, îi lua în brațe, îi strângea și le spunea: du-te acasă, totul va fi bine. Bă, dar vinea a doua tipologie de oameni. Zici că erau din România. Vineau ăștia, fii atent, părinte, am păcătuit și eu. Serios? Și cum? Ascultă-mă, să nu mă judești tare, că numai eu. Eu am venit să mă spovedesc, dar știi câți am? Știi câți mint? Știi câți fură? Știi câți înșală? Bă, am venit eu, m-am mișcat ceva cu predicată la seară, dar ascultă-mă, nu mă judești tare, eu ți le spun pe toate, dar să poate și mai rău. Așa că te rog eu, primește. Bă, am mințit, părinte, am mai și furat, e drept, că acum, na, cine trăiește fără să mai bage mâna în plasa altuia? Bă, am mai făcut și ascult, părinte, asta e viața, părinte. Și la un moment dat zicea povestea asta că după ce asculta părintele cu atenție, începea să plângă în hohote. Și ăștia șocați. Dar de ce plângi, părinte? Și ăsta cu durere în inimă și cu lacrimi pe față le spuneau: plâng lacrimile pocăinței tale. Pentru că Dumnezeu în dreptatea lui, uite, ți-a dat șansa să te întorci. Mai vine câte unul la mărturisire. Băi, eu șocat. Frate Alin, am mințit și eu. Am mințit. Trebuie să spun că e adevărat că m-am involvat în niște discuții care nu erau chiar bune și povestea, o știi, și eu am fost părtaș la discuțiile alea și eu deseori mă ridic în birou în picioare și fac fața aia așa și: cum ai putut să faci așa ceva? Și se vezi ce feți au. Dar ce am făcut așa de grav, mă? Serios! Serios! Știi de ce? Pentru că tu ai o etichetă incorrectă. Tu nu te vezi cum ești. Tu nu stai sub dreptatea lui Dumnezeu și nu te vezi cum ești. Și nu mai poți să-ți mai plângi plânsul pocăinței, pentru că nu te mai vezi cum ești. Ți se pare că ești ok. Auziți un alt text din Biblie aici. La un moment dat, Iona se duce prin cetatea Ninive, zice Biblia, cale de o zi, o zi întreagă, și Iona strigă: încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Bă, și-o ia Iona de la tabla fără linie roșie până la tabla cu linie roșie și traversează toată cetatea și strigă din toată puterea lui: încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Bă, era sentință. Ce urmează după asta? Trăznetul, nimicitul, prăbușirea. Mă, m-am tot întrebat, ca să vedeți cum arată bunătatea lui Dumnezeu în dreptate. Dreptatea lui Dumnezeu striga: păcatele ninivenilor au ajuns până la Dumnezeu. Bă, era deja saturat Dumnezeu. Bă, nu vă mai suport, bă, aia de acolo de jos. Nu mai pot să mai văd păcatele voastre. Bă, oameni buni, opriți-vă. Sunteți prea de tot, prea mult, opriți-vă. Dumnezeu la un moment dat zice: gata, nu mai pot. Du-te, Iona, și strigă: încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Dreptatea lui Dumnezeu dădea sentința. Dar dreptatea lui Dumnezeu era învelită în bunătate. Unde e bunătatea? Aia zice Biblia că nu deosebeau unii nici stânga de dreapta, dar totuși au avut o inteligență extraordinară. Din păcate, mai mare ca mulți din generația noastră. Fără a jigni pe nimeni. Fiți atenți inteligența lor. Ce-o zis, bă? Încă 40 de zile, da,
Aici se ascunde ceva. Păi ce era cu somația asta de 40 de zile? Avea nevoie Dumnezeu să aducă artileria grea? Avea nevoie Dumnezeu să zică, bă, mai trebuie să duc ceva până în cer să văd cu ce dau pe ăștia. Ce era cu aia 40 de zile? În alea 40 de zile era bunătatea lui Dumnezeu învelită în dreptate sau dreptatea învelită în bunătate, cum vreți voi. Oamenii ăștia care nu deosebeau unii stânga de dreapta au avut inteligența minimă necesară, excepțională, care le-a adus salvarea și au zis, bă, Dumnezeu e drept. Și cum se manifestă dreptatea lui Dumnezeu? Ne dă șansa pocăinței. Când au strigat încă 40 de zile, bă, aici e ceva, Dumnezeu putea să ne trăznească de aseară. Putea să ne trăznească din secunda 2 când Iona a strigat să vină fulgerul lui Dumnezeu. Dar aici Dumnezeu în dreptatea lui ne-a spus ce merităm. În bunătatea lui ne-a somat cu 40 de zile. Și acest încă e atât de profund, acest încă e atât de excepțional, acest încă e atât de superb. Și acum eu vă întreb pe voi în seara asta și ascultați-mă bine, câți dintre voi mai sunteți încă în viață? Câți? Ia ridicați mâna sus! Câți dintre voi mai aveți viață? Câți dintre voi mai mergeți pe picioarele voastre? Câți dintre voi încă mai gândiți singuri? Câți dintre voi încă mai respirați fără aparate? De ce? Nu o să-L puteți acuza niciodată pe Dumnezeu, n-ai fost drept cu mine, nu mi-ai dat șansa să mă pocăiesc, niciodată. Pentru că Dumnezeu, în dreptatea lui, Dumnezeu e drept. De-aia îți mai dă șansa, că e drept. De-aia. Și așteaptă Dumnezeu de la oameni, dacă îmi permiteți, inteligența aia extraordinară, în care omul să zică, Doamne, ai fost atât de drept cu mine și nu m-ai luat înainte de vreme. Ce bun ai fost cu mine. Știți? Sunt tare mulți oameni care pur și simplu calcă în picioare momentele astea de dreptate a lui Dumnezeu. Auziți ce zice Biblia? 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept. Dar știți de ce mulți nu mai ajung în punctul ăsta să-și mărturisească păcatele? Știți de ce? Pentru că nu se așează sub dreptatea lui Dumnezeu ca să-și vadă eticheta corectă. Toți se văd buni. Eram undeva într-o țară în Occident și eu fac chemare în față. Și primul care iasă în față era unul din presbiterii bisericii, cel mai bun predicator. Bă, și se duce, se prăbușește jos și începe și plânge în hohote. Și eu mă duc lângă el, pun mâna pe el și zic, bă, nu pentru tine am făcut chemarea. Și el a zis acolo, printre lacrimi și suspine, Alin, dacă am ieșit doar eu, să ții minte, pentru mine te-a adus Dumnezeu. O, ce mare har să mai valorifici dreptatea lui Dumnezeu care pune eticheta corectă pe tine. Să stai în fața lui Dumnezeu exact așa cum ești tu. Ăsta sunt eu. Apoi să valorifici dreptatea că El e drept și nu-L vei putea acuza de nedreptate. Să spui, n-ai fost drept să mai îmi dai șansa să iubesc. N-ai fost drept, nu mi-ai dat șansa să iert. N-ai fost drept, nu mi-ai dat șansa să mă mărturisesc. N-ai fost drept, nu mi-ai dat șansa să mă întorc la tine. Nu vei putea să spui asta. Ești în seara asta aici, ești încă în seara asta aici. Și acest încă te va condamna într-o zi. Știi ce zice Biblia? Bărbații din Ninive îi vor osândi pe alții pentru că bărbații din Ninive s-au pocăit. Bă, acest încă 40 de zile pentru ei a fost mană cerească. Dar, dragii mei, m-aș întreba care e cel mai tânăr de aici și care e cel mai bătrân de aici. V-a dat Dumnezeu 15, 18, 20, 25 de ani și încă ești în viață. De ce crezi? Singurul scop al lui Dumnezeu. Știi când se mulțumește dreptatea lui Dumnezeu? Nu când îl trăznește pe om. Dumnezeu nu se simțea mulțumit să vadă poporul Ninive prăbușit. Na. Ce crezi că Dumnezeu zicea? No, în sfârșit, acum mă simt și eu bine. Ce bine că i-am prăpădit pe aia, nu. Nu s-ar fi simțit Dumnezeu mulțumit că să-l vadă la un moment dat pe Petru lovit. Nu. Știți când se satisface dreptatea lui Dumnezeu? Când păcatul e scos afară. Ai scos păcatul afară și Dumnezeu zice, acum ai dreptate. Și ți-a mai dat Dumnezeu încă vreme.
Eu trebuia să mă duc la înmormântarea lui Timea, tânăra care a murit datorită acelui excavator care a căzut de pe trailer și a căzut pe mașina ei. 21 pic de ani, 21-22. Stăteam cu telefonul în mână, mă pregăteam să plec la aeroport. Și regret că n-am putut să fiu la mormântarea acestei tinere. La un moment dat mă sună păstorul. Când am văzut numele păstorului ei, am știut de ce mă sună. I-am zis, așa de tare regret că nu pot să fiu. Aș fi spus în multe predici, oameni buni, am stat la căpătâiul unei tinere care a plecat mult prea devreme, dar tu încă mai ai timp. N-am stat eu la căpătâiul ei și n-a stat poate niciunul dintre voi, dar cu toate astea tot ne putem gândi. Cu ce suntem noi mai buni că n-a căzut trailerul pe mine? Cu ce? Ar spune cineva, bă, Dumnezeu dacă nu ar fi drept, nu ți-ar mai da viață. Pentru că e drept de azi de viață. Ca să nu poți să-i spui, mi-ai luat viața și n-am apucat să mă pocăiesc. Și după ce trec zilele, ani, rânduiți de Dumnezeu, numai nu știi care îs, la un moment dat Dumnezeu zice, stop, când vei sta în fața scaunului de judecată, nici nu vei avea curajul să spui, n-ai fost drept cu mine, nu te-ai comportat corect, nu mi-ai dat șansa să mă întorc, nu mi-ai dat șansa să mă căiesc, nu mi-ai dat șansa să mă văd cum sunt eu. Nu. Cel puțin cât ți-a vorbit Dumnezeu în seara asta. Nu o să poți niciodată. În ultimul rând, când te așezi sub dreptatea lui Dumnezeu, te vezi cu eticheta corectă, că El pune eticheta corectă. 2. Dumnezeu în dreptatea Lui învelită în bunătate îți dă șansa pocăinței să nu-L acuzi niciodată că nu-i drept. Și 3. Dumnezeu în dreptatea Lui, în momentul în care iartă un om, niciodată nu-i mai aduce aminte. Știți de ce? Că e drept. Ne întoarcem la Petru. Auzi ce zice Domnul. Înviază Domnul, trimite vorbă, spuneți-le la ucenici că mă duc să mă întâlnesc cu ei. Auziți remarca excepțională. Spuneți-i și lui Petru. Pentru că Petru a avut plânsul cu amar. Știți ce zic unii? Doamne, nu ești drept, de mine nu-ți mai aduce aminte. Și Dumnezeu spune, măi prietene, tu trebuie să te pui prima dată sub dreptatea mea ca să poți să te pocăiești și să plângi cu amar. Și apoi eu mi-aduc aminte de tine. Ce ziceți voi? Acum ne putem da cu presupusul. Dacă la un moment dat Petru n-avea puterea să plângă cu amar și aducea Domnul aminte de el, ce sunteți predispus să credeți? Dar auziți partea frumoasă. Se duce Domnul și se întâlnește cu ei și la un moment dat zice Domnul așa, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, mai puțin cu Petru. Petre, tu stai la ușă. Nu te băga în seamă că știi ce ai făcut. Stai cu minte. Nu. Știți de ce Dumnezeu nu vă mai aduce aminte păcatele de care v-ați căit? Pentru că e drept. Știți de ce oamenii se șantajează unii pe alții cu trecutul lor? Pentru că nu-s drepți. Dar în seara asta, ascultați-mă, e beneficiu excepțional al lui Dumnezeu. Zice, dacă tu te pui sub dreptatea mea, care e învelită în bunătate, eu pun eticheta corectă pe tine. Prietene, ăsta ești tu. Dar, Doamne, de eu mă dau altul. Poți să te dai tu ce vrei. Ăsta ești tu. Și ascultă-mă, zice Dumnezeu, să nu mă poți învinui că n-am fost drept cu tine. Îți dau șansa pocăinței. Mai ai lacrimi să plângi pentru jocul ăla dublu din viață? Dar de ce? Pentru că vrei ca Dumnezeu în dreptatea Lui să-și aducă aminte și de tine, ca și de Petru. Vă imaginați cum o sta Petru cu inima strânsă că Domnul a stat în mormânt? Bă, m-am lepădat. Bă, ce o să zică când stă față în față cu mine? Ce o să zică? Bă, o să-mi bată obrazul și o să zică, Petre, n-am crezut. Nu, n-ar fi fost drept. Dumnezeu iartă, șterge, uită, nu mai vrea să-și aducă aminte. Asta se numește dreptate. Când Dumnezeu nu-și mai aduce aminte, când Dumnezeu a șters, când tu ți-ai plâns plânsul pocăinței, când tu te-ai prăbușit în pocăință, Dumnezeu șterge, te ridică și începe să lucreze cu tine în dreptate. Știi ce-i drept? Știi ce-i drept în viață?
ca rugăciunile noastre să fie ascultate. Asta e drept, după dreptatea lui Dumnezeu. De ce nu sunt deseori ascultate? Pentru că diavolul ne ține departe de dreptatea lui Dumnezeu și la un moment dat îți spune: bă, tu ași cu toată etichetă care aparent arată bine, dar tu de fapt știi că ești departe. Vine diavolul și spune: da-ți, bă, cu plânsul tău a pocăinței, da-ți, bă, vezi de treabă, mă. Bă, merg înainte, să și tu ca ăia din Franța, Doamne, toată lumea face, n-ai nicio treabă, merg și noi la pachet. Ascultați-mă bine, pierdeți beneficiile strigătului lui Dumnezeu. Spune și lui Petru. Domnul zis, putea să întrebe: Doamne, dar de ce îl strigi pe Petru? Dar de ce vrei să-i spui? Că așa e drept. Dar de ce e drept? Pentru că Petru s-a pocăit. Și când Petru s-a pocăit, e drept să-mi aduc aminte de el. Da, e drept ca Dumnezeu să-și aducă aminte de noi. Dar pentru asta, dragii mei, tot dreptatea lui Dumnezeu trebuie să lucreze și să ne prăbușească în pocăință. Și să avem puterea să ne mai plângem plânsul pocăinței. Să mai avem puterea să mai strigăm, să spunem: Doamne, eu am o problemă. Ei, când cineva se așează sub dreptatea lui Dumnezeu și începe să fie maturizat, pocăit, cu vina iertată, cu fără de legea ștearsă, și se ridică omul ăla în fața unei probleme, se scrie istorie. Dar pentru că mulți trăiesc nedrept, de-aia nu mai scriem istorie. Ce se întâmplă când apare unul care trăiește sub dreptatea lui Dumnezeu în clasa 12B? Știi ce se întâmplă? Apare entuziasmul, pacea, bucuria, voi cânta dreptatea, și la tine în clasă apare entuziasmul. Primele mele predici, care nu le consideram predici, erau prin clasa 10-11. La un moment dat am avut în clasă o echipă de fotbaliști aduși de peste tot, de pe la Timișoara, de pe la Poli, de pe la Cluj, la Jiu Petroșani. Îi mai creșteau un pic, mai făceau un pic de joc de glezne și îi vindeau mai departe. Dacă am clasa 10, 11, 12, am avut vreo 7-8 băieți, îi ținea acolo să-i crească bine. Ei erau echipa păcii, luau bătaie de la toți. Și când vineau bătuți, eu trebuia să le predic încurajarea: taci, mă, că e bine. Și îl mai auzeam pe câte unul care îmi spunea: bă, dacă ne mai dădea 2 minute de prelungire, bă, marcăm! Și mă uitam la el. Era drept să-i compătimesc. Prietene, 90 de minute ai fost praf. Și tu în 2 minute te dai gol. Serios? Și începeam să le predic încurajarea. Las că data viitoare va fi mai bine. Data viitoare va fi mai bine! Dar pentru faptul că trebuia să fiu drept, le spuneam: bă, dar ascultă-mă. Mă mai duceam și eu și mă uitam acolo din tribune când jucau. Le spuneam: bă, tu, pământ de flori, n-ai făcut nimic. Eu? Da, 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 eu. Tu, da. M-am întâlnit cu 2 dintre ei. Știți care a fost prima reacție când m-au întâlnit? Alin, știi de ce ne aducem noi aminte? Ce-ai ajuns în viață? Pastor. Bă, serios? Știi de ce ne aducem noi aminte de când erai tu cu noi în clasă? Bă, tot timpul ai fost drept, ne-ai zis, și când am fost bun și când am fost răi. Știi care e partea extrem de frumoasă? Să-L ai pe Dumnezeu, să te pui sub dreptatea lui Dumnezeu și să spună: vezi că nu ești bine, stop, oprește-te. Bătaia aia pe umăr, bătaia aia pe umăr că merg înainte că e bine. Eticheta ta de fapt e de pământ de flori. Dar vine diavolul și zice: bă, tași că merg înainte că e bine. Știi cât e de ilegal? Că te buimăcește, te debusolează. Tu nu mai știi încotro să o iei. Dar în momentul în care te pui sub dreptatea lui Dumnezeu și Dumnezeu începe să îți arate cum ești tu de fapt, știi ce faci? Te schimbi înainte de căsătorie și nu-L chemi până la 5 ani. Până te schimbi. Și spui: bă, eu am o problemă. Eu când mă supăr, nu vorbesc. Și zici: bă, nu vorbesc. Eu mă închid în cameră și nu zic nimic. Am o problemă. Îți vezi problema. Și la un moment dat zici: bă, ce să fac? Bă, comunică. Comunică. Și uite, primii 5 ani care spun specialiștii că cei mai grei merg mai ușor un pic.
Oh, dar v-am dat un exemplu banal. Dar deseori în viață e atât de mare nevoie să-ți vezi eticheta corectă ca să poți să-ți aranjezi niște treburi în viață, să ți le repari, să ți le reabilitezi. O, de atât e de important să stai sub dreptatea lui Dumnezeu ca să poți să te pocăiești, că e drept Dumnezeu, de azi mai dă timp. Ia, câți dintre voi v-ați făcut planuri la ce să faceți după facultate? Ia, câți? Ridicați o mână sus. Ha? Unii v-ați făcut. Și drept Dumnezeu dacă nu vă mai lasă să terminați facultatea? E drept? Și dacă te lasă Dumnezeu să termini facultatea, e drept? Dar de ce te lasă Dumnezeu să termini facultatea? Ca să nu poți să-i spui, Doamne, eu n-am avut șansă în viață. Și de ce îți dă Dumnezeu șansă în viață? Ca să poți să-L glorifici prin tot ce ești și prin tot ce faci, am un Dumnezeu care nu mă lasă. Ascultați-mă, prin tot ce faceți, puteți vedea manifestată dreptatea lui Dumnezeu. Așezați-vă sub ea. Și acum eu vă întreb pe voi, merită să te așezi sub dreptatea lui Dumnezeu? El nu te uită. Spuneți-i și lui Petru. Dar de ce? Pentru că Petru s-a comportat drept. Ce a făcut? A scos păcatul. A plâns cu amar. A scos păcatul afară. Strigați-l și pe Petru. Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului. Petre, și cu tine voi fi. Și a făcut Dumnezeu din Petru un om excepțional care a scris o istorie formidabilă și vom sta în cer lângă Petru, lângă Pavel, lângă Sila, lângă Marcu, lângă Ioan, lângă Matei, lângă Bartolomeu, lângă oamenii care au știut să spună, Doamne, știi ce e drept? Ca întotdeauna să-mi îndrept privirea spre tine, asta e drept. O să stai în cer lângă Samson. Ce zici? Stai în cer lângă Samson. Știi ce a făcut Samson? O să știi ce e drept, Doamne? Ochii ăștia care scoși, nu-i mai pot ridica de carne. Dar gândul meu îl pot ridica. Numai Tu poți să mai îmi dai putere. Dreptatea lui Dumnezeu te pune să te îndrepți către cel care rămâne drept. Când trăiești așa, începi să trăiești o viață matură, la superlativ, cu un Dumnezeu mare introdus în ea. Și închei spunându-vă doar atât. Dumnezeu caută plânsul pocăinței, că-i drept. Oameni buni, eu atât de tare mi-am pus speranța în generația tânără. Eu atât de tare cred în generația asta. O generație ca voi, cu atâtea abilități, cu atâtea inteligență, cu atâtea resurse și sub dreptatea divină a lui Dumnezeu, păi voi faceți minuni. Timișoara asta trebuie să fie schimbată. România trebuie să cânte Iisus Hristos este Domnul în fiecare zi cu astfel de oameni. Ascultați-mă, lăsați-vă sub dreptatea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm împreună și vă invit să vă ridicați în picioare. Vei avea de nenumărate ori provocarea asta, știi? Nu-i drept să te duci tu la Dumnezeu. Lasă că nu-i chiar asta soluția. Știți pe cine o mai păcăli diavolul așa? Pe David. Auziți, o zis David, câtă vreme am tăcut și n-am spus ce e drept, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Nu mai lua de spondiloză. Știi care e prima problemă? Că nu trăiești cu dreptate. Ai curajul să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, eu am o problemă gravă. Ai curajul să-ți mai plângi plânsul pocăinței, oameni buni. Ascultați-mă, unii spun că nu e la moda asta, dar e la modă. Știi ce e la moda asta? Să ai mereu pile. Asta e la modă, bă, să ai pile, bă, l-are pile, dă un telefon și are pile. Ascultați-mă, e atât de la modă să-L ai pe Dumnezeu mereu cu tine. Când la un moment dat Carina noastră trebuie transferată dintr-un spital în altul aici la Timișoara și era două noaptea, eu ca un tată disperat, nu știam ce să fac, când a urcat o ambulanță să o transfere în alt spital, când Andreea plângea de se scutura de plâns datorită situației lui Carina, când o doamnă doctor, o soră doctor care e la mine în biserică, membră, era cu noi, când alți doi medici colegi de-a lui Ela erau cu noi, când forfutaia de acolo era cu lui, eram traumatizat.
Și la un moment dat m-am pus pe genunchi lângă ghereta paznicului, o gheretă de mea de termopan, și am zis: Doamne, eu m-am luptat să rămân lângă Tine, mi-am plânsul pocăinței de atâtea ori. O, m-am văzut de atâtea ori slab și încă mă văd. Te rog, mai cobori în dreptatea Ta să ai milă de un nenorocit ca mine. Și în momentul ăla am simțit o mână pe spate. Preț de 3 secunde, n-am auzit nimic. Oameni buni, alea 3 secunde au fost de vis. Știți că zburam. Când am simțit acea mână pe spate, îmi făcea așa pe spate mâna aia, până la un moment dat am zis, bam, am simțit o liniște, am simțit o pace. După aia l-am auzit pe paznic: Domnule, vă simțiți bine? Eu m-am ridicat și am zis: da, mă simt bine. M-am urcat în mașină și am plecat după ambulanță. Știți ce m-am gândit până la celălalt spital? Dacă o mână umană, mă gândeam că eu, dacă o mână umană mi-a dat așa liniște, da, păi mâna lui Dumnezeu care rămâne întotdeauna lângă oamenii care trăiesc cu dreptate, merită? Merită. Și în seara asta, acest Dumnezeu e prezent aici. Aici. E lângă noi. Și aș vrea să stăm preț de câteva momente în închinare. Dacă veniți să și cântăm cântarea asta, e formidabil. Și am putea să o cântăm în seara asta și să-i spui: Doamne, știi ce te rog? Uite, începe să zidești în mine o inimă curată, care să se vadă așa cum e, sunt eu. Mai pune în mine ceva care să nu se mai clatine. Vreau să te simt, vreau să te văd, vreau să te trăiesc, vreau să stau sub dreptatea Ta. Că ești drept și mi-ai dat și seara asta să mă pocăiesc. Permiteți-mi să vă întreb, e cineva în seara asta care are nevoie de pocăință? Are curaj să ridice o mână sus? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ia, ridicați-o, hai, bă, sunteți oameni asumați. Ia, uite. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ascultați-mă, e drept să-L recunoaștem pe Marele Suveran. E drept. E drept să-i spui lui Dumnezeu: ajută-mă să mă văd așa cum sunt eu. În cântarea asta, fă-ți cercetarea ta. Spune lui Dumnezeu: Doamne, vreau să mă așez sub dreptatea Ta. Roagă-Te în timpul cântării, cântă, stai în închinare și spune lui Dumnezeu: ajută-mă să mă așez sub dreptatea Ta. Vreau să pui eticheta corectă și o să o văd, să nu mă mai las mințit de diavolul. Vreau să mă văd așa cum sunt eu. Spune lui Dumnezeu: Doamne, știi ce te rog? Mai lasă peste mine îndurările Tale. Vreau să mă mai pocăiesc. Încă mai am viață, încă 40 de zile. Mai valorifică, dacă ninivene au valorificat acele 40 de zile, mai valorifică și Tu încă seara asta gloria lui Dumnezeu pentru ea. Spune lui Dumnezeu: Doamne, știu că Tu ești drept și nu o să mă șantajez cu trecutul meu. De-aia ți-l dau Ție. De-aia e drept să-L pun pe brațele Tale. De-aia e drept să mă las în mâinile Tale. Că vei striga din cer în dreptatea Ta necazurile mele. Spune și lui Alin că-s aici. Spune și lui Maria că mai pot. Spune și lui Andrei că mai am putere. Oh, și stai în fața prietenilor tăi și le mai zâmbești și dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu te fac să mai cânți. Bă, de ce ești așa vesel? De ce cauți sacul și cenușa să te mai pocăiești? Că există un Dumnezeu care în dreptatea Lui mă mai primește. Glorie lui Dumnezeu și în seara asta. Și acest Dumnezeu e prezent aici. Da, e pentru tine Hristos prezent aici. În bunătatea Lui. Mai vrea Dumnezeu să-ți mai spună: auzi, vreau să te mai fac puternic, să te țin la pieptul meu în fiecare zi. Glorie lui Dumnezeu. Aleluia. Și nu luate la mine, Duhul Tău. Dă-mi iarăși bucuria. Dă-mi iarăși bucuria. Aleluia.
Dumnezeu din toată inima în seara asta. Mai vreau să mai trăiesc sub dreptatea ta, Hristos. Curat, sfânt, cu un duh nou și statornic. Să nu mai trăiești departe de fața celui atotputernic. Să nu mai trăiești departe de puterea lui Dumnezeu. Mai spune, Doamne, nu mă lepăda. Aleluia. De la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău ce sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Umple-mă cu Duhul tău ce sfânt. Doamne, stăm înaintea Ta în această seară și Te rugăm să privești cu a Ta milă peste noi. Suntem aici oameni care avem așa de mare nevoie de Tine, de implicarea Ta, de atotputernicia Ta, de îndurările Tale. Ajută-ne să ne așezăm sub dreptatea Ta divină, care în vremea asta de har ne mai ajută să ne vedem așa cum suntem noi de fapt. Te rog, mai lasă peste noi o conștientizare sfântă a trăirii fiecăruia. Ajută-ne să stăm strânși legați de Tine prin tot ce facem și prin tot ce suntem. O, să ne vedem scăzămintele, să vedem nevoia de Tine, să vedem, Domnul meu, acolo unde Te-am lăsat și Te-am părăsit, să ne mai întoarcem înapoi. Doamne, Te rog, ajută-ne să ne vedem eticheta corectă pusă de Tine peste viața noastră. Pentru că Tu ești bun și ne mai dai șansa întoarcerii. Doamne, Tu ești drept. Și nu vom putea spune că nu ne-ai dat șansa pocăinței. De aceea în seara asta strigăm către Tine. Mai umple-ne de puterea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne. Pentru că mai apoi o viață lângă Tine atât de superbă. Tu nu-ți mai aduci aminte. Tu nu ne mai șantajezi cu trecutul. Doamne, Tu vii și ne iei de mână să ne duci înainte în fiecare zi. Să ne mai arăți minunile Tale, să ne mai arăți puterea Ta, să mai rămâi lângă noi în fiecare moment al vieții. Te rog să binecuvintezi fiecare tânăr prezent în seara asta aici. Să binecuvintezi viețile lor, viitorul lor, trăirea lor. Și ajută-i să trăiască drept. Amin.